Bine ați revenit la tablă. Suntem cu Ervin Molnar, deputat PNL, în direct. Vorbim despre viitorul municipiului și a județului Mureș. Să vedem ce ne mai spune. Între timp ne-am prietenit, vorbim la Pertu. Hai spune, Ervin, cum facem noi cu turismul ăsta să atragem oameni și să nu și țeapă? Că vorbim de Sovata. Acum vorbeam în pauza publicitară despre Sovata. Ce se întâmplă cu Sovata aia de a ajuns o stațiune de lux? Da, Sovata în ultimii ani a trecut încet în categoria stațiunilor de lux din punct de vedere al prețurilor. S-a dezvoltat, nu zic nu, Sovata. Este pusă la punct din punct de vedere al infrastructurii. Au apărut și unități de cazare destul de bine puse la punct, curate și, să zic, multe stele, dar totuși acest lucru nu, să zic, nu cred că ar trebui să ducă la o asemenea creștere a prețurilor într-un timp atât de scurt. Da, este o stațiune scumpă Sovata astăzi. Nu mai este atât de accesibilă cum era în urmă cu 4-5 ani de zile. Chiar și în perioada pandemiei, când știți bine ce restricții erau în vigoare, prețurile au fost într-o continuă creștere. Da. Dacă în alte părți nu erau turiști, la Sovata erau. Probabil că unii hotelieri au profitat de acest lucru și au crescut prețurile și acolo le-au lăsat. Nu le-au mai scăzut ulterior. Eu sper că crescând aceste prețuri la unitățile de cazare, automat cresc și impozitele pe care, să zic, le virează aceste unități de cazare primăriei Sovata și să le folosească într-un scop, să zic, benefic. Le-a folosit foarte bine cât a fost primar Peter Ferenc, care a fost primar la Sovata vreo câteva mandate, după a venit încoace. Între timp sorsa sau maică-sa sau străbunică să mai face acum a dat drumul la un hotel, un complex hotelier de ăsta, nu știu, gen în Arabia Saudită, foarte luxos. Chiar pe centru e acolo. Cum intri în centru, pe dreapta e mai muzeu. În fine, să revenim la oile noastre. Ce facem cu turismul în afară că sunt niște prețuri, din punctul meu de vedere, în general nesimțite și nu se merită. Nu se merită. Că eu zic, bă, bun, dau 1000 de euro pe noapte, să presupunem, prin absurd. Dar merită banii ăștia? Nu, pentru că găsești lenjerie de deseori de proastă calitate, obiecte de proastă calitate, n-ai vedere, o vedere spectaculoasă, să spunem așa, o panoramă, nu un zid sau niște țărani pe câmp. Așa. Ce idei are Partidul Liberal sau ce idei au parlamentarii noștri să îmbunătățim puțin imaginea asta legată de turism, pentru că ăștia aduc foarte mulți bani la Sovata și la Sighișoara, dacă atât avem noi, că aici în oraș n-ai unde să te duci, n-ai unde să mergi. Unde poți merge în oraș? Ai niște prieteni, chemi cu acea. Hai, pune tu unde îi duci. Sunt și în Târgu Mureș unități de cazare foarte bune, nu putem spune că nu sunt. Nu spun de cazare, spun de... Spuneți de obiective turistice unde care putea fi vizitate. Te duci la cetate unde ai o singură crâșmă, pentru că primarul Șoș nu vrea să mai lase nimic altceva acolo, concurență. Preferă el crâșma aia, i-a crescut puțin tariful, oricum e foarte mic, e permisibil. Poți să-i duci la cetate, poți să-i duci la biblioteca Telechi, poți să-i duci la Palatul Culturii, poți să-i duci la, nu știu, să vizitezi Palatul Culturii, ca mai tot timpul e renovare, că tot... Din ce am înțeles, gata, s-au terminat cu renovările, sau se vor finaliza în curând și acolo, că deja de câțiva ani tot... La sfârșitul anului se va... Așa există, așa, un plan, dar nu se știe, că planurile lui Șoș și al lui Peter Ferenc nu mai au așa o seriozitate, adică nu poți să spui, bun, nu știu dacă au avut vreodată, în afară de promisiuni electorale. Nu poate să schimbe un site primăria din 2020 până în 2024. Cum să poată să modifice, să facă lucrările alea care sunt foarte grele din punctul meu de vedere, că e un muzeu senzațional, Palatul Culturii, și nu poți să-ți bagi joc acolo, cum și-au bătut alții joc. Că de-aia s-a refăcut fațada și așa mai departe, pentru că au venit niște constructori, au luat niște bani, și-au bătut joc și au plecat. Cineva și-a luat poate vreo șpagă, că altfel nu știu de ce nu există dosare penale pentru treaba asta. În fine. Revenind, ce putem face? Soluția e simplă. Da. Trebuie să vină în cursul anului 2024 o administrație liberală, atât la primăria municipiului Târgu Mureș, cât și la Consiliul Județean, și să închidă aceste lucrări, aceste șantiere, să zic, veșnice. Da. Trebuie închise și eu sunt sigur că Partidul Național Liberal are oameni pregătiți pentru... Cine ar fi pentru președintele Consiliului Județean, să spunem, pe listă? Sunt mai mulți care... Și mulți și multe. Sunt și doamne în Partidul Național Liberal și domni care sunt bine pregătiți și care nu vreau acum să vehiculez nume. E secretă treaba asta, așa. Am văzut în Partidul Liberal, listele sunt secrete. Nu trebuie să știe nimeni, nu anunțăm nimic. Banii ăsta, Ciucă, tovarășul general Ciucă a dat 9 milioane către presă, așa, o înțelegere. 9 milioane de euro către presă? Da, 9 milioane de euro s-au dat. Da, 46 de milioane de lei, parcă, da, de lei, și dintre care 40 și ceva de milioane către o singură firmă. Da, dar scrie toată presa, adică nu trebuie să... Dar putem deschide internetul imediat și ne uităm să vedem exact suma. Cam asta înseamnă, adică înseamnă 9 milioane de euro către presă. Știi ceva? Adică... Există vreo consultare cu parlamentare? Bă, vrem și noi să dăm niște știri false despre noi, că suntem șmecheri, suntem puternici, așa, dar fără să scrii publicitate. Păi ce firmă luăm noi aici? Hai să băgăm pe acolo și... Nu, aceste lucruri nu se discută la nivel de parlamentar. Se decide la nivelul conducerii partidului și această strategie de marketing și de, nu știu, de... contracte cu presa sau cu trustul de publicitate se decid în cadrul restrâns al conducerii, adică la nivel de președinte, secretar general și maxim prin vicepreședinți. Parlamentarii nu sunt consultați și nici măcar nu sunt informați din acest punct de vedere și nici nu cred că trebuie. Adică nu e treaba parlamentarilor să știe ce se întâmplă, nu neapărat cu banii partidului, dar cu ce trusturi de presă se fac contracte și care sunt sumele care se... plătesc pentru... Și aveți, așa, dar totuși ne apropiem, suntem în campanie deja. Eu zic că suntem în campanie, degeaba nu e încă ar trebui să oficial, dar suntem în campanie electorală. Nu s-a stabilit, bă, avem pentru buget de băgat în promovare și în afișe și în orice, avem suma asta. S-a stabilit ceva la nivel de județ? Știți ceva? Pentru campanii electorale vă referiți? Da. Păi nu, astea se stabilesc, sumele sunt stabilite de lege, sumele maximale care se pot dona și care se pot folosi în cadrul campaniei electorale. Iar ce se va întâmpla cu acești bani se stabilesc în pre-campanie și în timpul campaniei electorale. Și acum, care e suma pentru județul Mureș? Care e suma? Sau depinde la care alegeri ne raportăm. Sunt alegeri locale. Diferă de la... Dacă spunem alegeri locale, spunem pentru Consiliul Local și Consiliul Județean. La alegerile locale este o sumă stabilită pe, să zic, capita, adică pe consilier local. Da. Este o anumită sumă. În funcție de câți candidați sunt pe lista respectivă, se înmulțește numărul candidaților cu suma alocată pentru, nu mai știu, cred că e funcție de, la municipii reședinte de județ este un pic mai mare, cred că 8.000 de lei pentru fiecare candidat, la orașe este mai mică 6.000, la comune și mai mică de vreo 4.000 sau 3.000, nu mai știu minte exact care sume, dar în jurul acestor sume. La europarlamentare, de exemplu, este tot așa stabilită pe candidat. Dar în 2020 cât a cheltuit PNL-ul pentru alegeri locale? La nivel de județ, nu mai țin minte, dar... La alegeri locale, zic, da, la nivel de județ, apun. La nivel de județ, nu mai țin minte cât. La Consiliul Județean, dacă țin minte bine, undeva la 300.000 de lei a fost sau ceva de genul ăsta, dacă bine țin minte. Am impresia că cam în jur de 10.000 de lei de candidat a fost contribuția, fiecare candidat pe listă. Cum se mai practică? Nu sunt sume foarte, foarte mari. Mai ales la alegerile locale chiar nu sunt sume mari de bani. Mai mari sunt la parlamentare și la europarlamentare și la prezidențial. Pentru că acolo... Câte sunt la parlamentare sumele? La parlamentare, cred că suma maximă care se poate folosi de candidat este de 140.000 de lei. Wow. Și sunt... Dar nu mi se pare că e mult. Păi e mai mare, asta am zis. Da, da. Sunt, am înțeles, dar se mai practica pe vremuri, adică trebuie să... Deci nu total, am zis de candidat. De candidat, am înțeles. 8 candidați sau 12 candidați, ori suma respectivă, e ceva. Mai mult decât la locale. Nu e extraordinar de mare, sigur că nu, dar față de locale, unde sunt, eu zic că sunt foarte mici. Adică, de exemplu, pentru un primar de comună să aibă, nu știu, 15.000 de lei, bani de campanie, mi se pare foarte puțin. Ce faci în ziua de astăzi cu 15.000 de lei? Nu ai ce faci. Și cam asta e, cred că e limita maximă, dacă bine țin minte. Dar se mai practică, de-a lungul celor 3 decenii și ceva, se practica sportul ăsta. Vrei să fii parlamentar, trebuie să vii cu o geantă. Cu bani. Eu n-am prins acele vremuri, nu? Și mă bucur că am auzit, așa zic, la nivel de mit, la nivel de poveste, dar nu. Deci nu eu e nu știu să specială fie. Pentru... Cum fac scandal cei de la USR acum, care îl contestă pe Drulă, că domnule, ăsta ne obligă de azeciuială, să-i dăm 10% din leafa de europarlamentar, să o băgăm la partid. Dar de ce? Că e ilegal. Așa face și PNL-ul? Cere 10%? Nu, nici nu face. Domnul Drulă face asemenea lucruri. Da, și susține că așa trebuie. Care reprezintă corectitudine absolută în această țară. Corectitudine care ne critică pe noi că suntem cum suntem. Adică că suntem șpăgari și că cerem nu știu ce zeciuieli, dar văd că el face același lucru. Da. Le face pentru că așa se întâmplă când ajunge de obicei la putere, se ia o boală așa, nu știu. Cea mai bună apărare e atacul întotdeauna, adică mai bine arunci cu noroi în adversarul politic și atunci probabil că mizerele pe care le faci tu sunt, să zic, ascunse, nu se mai văd. Când se va anunța PNL-ul candidații la locale și generale? Trag și de limbă. Am zis că cineva, un parlamentar liberal, trag de limbă până spune tot ce are voie. Da, asta se va stabili în funcție de decizia politică care se va lua în cadrul coaliției legată de comasarea alegerilor. Pentru că dacă vor fi comasate alegerile europarlamentare cu cele locale și vor avea loc în iunie, atunci obligatoriu până, să zic, la începutul lunii aprilie, atât Partidul Național Liberal cât și celelalte partide, de fapt, vor trebui să stabilească candidații, pentru că noi deja avem alegeri. Dacă vor fi în septembrie alegerile locale, nu știu. Bun, eu aș fi de acord să se revină la alegerile locale în primăvară, pentru că așa mi se pare normal, dar totuși legea spune altceva, că nu poți să întrerupi mandatul primarului în funcție... Dar nu se va întrerupe mandatul. Nu, adică el câștigă... Pot avea loc alegerile în data de 9 iunie, Câștig eu primăria Târgu Mureș și după aia aștept să plece primarul care e încă... Și depune jurământul la octombrie, nu e niciun fel de problemă. Și din la octombrie veți deveni primar, să zic, cu drepturi de pline. Foarte bună idee. Asta îmi place. Eu aș susține treaba asta. Dar pentru asta trebuie modificate niște legi, inclusiv codul administrativ, pentru că codul administrativ astăzi prevede că de la data alegerilor, în maximum 30 de zile, aleșii locali trebuie să depună jurământul. Da. Și atunci acest termen trebuie modificat, adică să nu mai fie 30 de zile, să fie probabil 120, nu știu, trebuie modificat oricum. Dar nu e o problemă, dacă decizia politică se ia și se agrează în coaliție, cu majoritatea pe care o avem în Parlamentul României, se pot face aceste modificări și pe această cale se vor face și niște, să zic, economii la bugetul de stat, pentru că nu se vor cheltui cu alegerile atât de mulți bani. Ar fi foarte bine și mai ales din primăvară, poate unii vor avea dintre primarii bun simț și vor spune, bă, oricum n-am făcut nimic, nu mai are sens să plec menta încă 3 luni de zile aici sau 4, hai să plec acasă, îmi dau demisia, vine primarul. Și dacă se va întâmpla acest lucru, acel blocaj din administrațiile publice locale de care vă povestea la începutul emisiunii, nu vor mai fi. Pentru că acei funcționari, când vă știi că, nu știu, dumneavoastră ați câștigat alegerile, el va fi primarul, gata, știm cine vine, putem să trecem la treabă și să ne vedem treaba noastră. Pentru că incertitudinea asta duce la blocajele respective, pentru că, domnule, nu știm, va rămâne primarul care e acum, vine altul, ce se întâmplă? Păi stăm să așteptăm. Cui dăm șpaga, frate, nu mai știm. Nici chiar așa, dar în fine. Sunt și astfel de întrebări pentru oameni de afaceri. Să știți că aceste lucruri cu șpăci, ce mai vedem pe la televizor, sunt excepții, să știți. Adică majoritatea edililor. Nu sunt prinși. Nu sunt prinși, să știți că nu e așa. Chiar sunt corecți și mulți dintre ei, să știți că își iubesc comunele și orașele din care fac parte și chiar fac din suflet ceea ce fac și chiar se luptă pentru a aduce în comunitățile în care fac parte bani și să ducă proiectele respective la bun sfârșit. Eu îl știu pe cel primar de la Copșa Mică, liberal, vorbim de liberale acum, da. Îl știu pe primarul la Copșa Mică, care într-adevăr putea să fie la orice alt partid, pentru că el e de acord, nu e de acord cu politica care se duce, el își vede de treaba lui și a transformat radical Copșa Mică. Îl știu pe Ciprian Ciucu de la... Sectorul 6? Da, care e cel mai tare primar din punctul meu de vedere în București, ar trebui să fie primar adică general. Eu cred că a schimbat fața sectorului 6 în 3 ani de zile. Da, foarte mult, foarte mult. A făcut... Uite, Ciprian Ciucu este un exemplu foarte bun, da, de edil care nu are niciun gând să ia șpăgi sau să se ocupe cu treburi, da, de genul. Își consumă toată energia și tot timpul și îl consumă, corect, pentru a face ceva pentru sectorul 6. Și are, și nici nu are majoritatea în Consiliul Local. Nu știu cât, cred că 20% sunt liberali, restul sunt la alte partide, dar cu toate astea el are puterea, da, de convingere să-i facă pe toți să meargă în aceeași direcție. Dar, în afară de cei, da, doi primari... Care niște proiecte care nu care pot primari? Noi avem un județ primar deci așa de puternici care au făcut transformări radicale? Da. Liberali, să, da, spun, nu, la alții nu ne referim, da, că Șoș e cel mai bun când stă acasă. Da, avem primari liberali foarte buni. L-avem pe Ciprian Belean de la Râciu, l-avem pe Ionuț Budian de la Sâncraiu de Mureș, pe Alex Petrean de la Nadeș, pe Feier Lucian de la Ideciu. V-am dat doar câteva exemple și exemple mai pot continua. Mircea Marici de la Suseni. Sunt primari foarte buni. Și ce au făcut ceva senzațional acolo? Cu toți au făcut ceva. Drumuri, asfaltări de drumuri, extindere de canalizări, de rețele de apă, grădinițe, școli renovate. Alex Petrean, de exemplu, la Nadeș a asfaltat, cred că și pe câmp, drumurile de pe câmp le-a asfaltat. Pe bune. Deci, au între straturi, da, au... Primari tineri care vor să arate că, da, se poate schimba ceva în comunitatea în care fac parte și, să zic, că au venit cu un suflu nou, cu un sânge proaspăt în primările respective, da, și să știți la că... La Răstolița acolo cine e? La Răstolița este un primar care este de la Partidul Social Democrat. Aha. Și n-a fost înainte la liberal? Da, a fost la liberal, a fost deci un până în 2014. În fine, mai sunt și trădători de ăștia în partide, pentru că acolo știu că există așa o realitate de fapt, că ar trebui să-i făcută hidrocentrala de acolo, nu? Da, să fie dar nu are legătură cu primăria. Are legătură că toate cortețele de porci de acolo sunt din beton. Pentru că tot betonul de acolo a fost furat. De pe vremea lui Ceaușescu până în zilele noastre. Tot ce se face, există o mână lungă. Acela care este un proiect care poate fi finalizat în un timp foarte scurt. Da, în cât timp? Foarte repede. În maxim un an de zile se poate finaliza investiția de la Răstolița. Și ce-l oprește? Cine îl oprește? Acolo au fost niște blocaje, să zic, de ordin legislativ, care o parte dintre ele s-au rezolvat, o parte sunt în curs de rezolvare. Eu cred că în cursul anului 2024 se poate finaliza și acea investiție, dacă blocajele acestea vor fi înlăturate. Până la sfârșitul anului, da, da. Dacă aceste blocaje vor fi înlăturate. S-a stabilit cine va fi și președintele României din partea PNL? Că cu ăsta, cu Iohannis, ne-am lămurit. E cel mai slab președinte pe care l-a avut România, cred că mai prost ca Iliescu. În fine. Mai prost, dar oricum nu se știe exact când el tace. Asta este părerea ta. Asta. Da, da, a mea personală. Este că e un mut care a cheltuit bani publici și nu vrea să spună cum. Și invocă niște secrete. De ce nu vrea să spun? Nu știu la ce te referi. Păi mă refer la plecarea lui, la plimbările lui turistice. Numai anul ăsta a cheltuit nu știu câte milioane. Este șeful statului. Este șeful, da, sigur că este, dar a fost și înainte șeful statului. Dar în primul mandat nu s-a plimbat așa de mult. Dar ai obligația ca șef al statului să spui ce ai făcut bani, pe ce ai cheltuit, de ce ți-ai luat tu avion privat când du-te Ursula asta pe care nici eu nu o suport foarte mult, da, de la Comisia Europeană, ea merge cu cursa de linie. Sunt președinți de state care merg cu cursa de linie. Băsescu înainte mergea cu cursa de linie. Nu cred. Nu cred că Băsescu a mers cu Taromul. Cu ce? Dar el merge Dar cum? Și el a avut perioade când a închiriat avionul, dar atunci lua presa cu el să se vadă unde se duce și ce face. Și fiecare leu îl arăta. Iohannis, de ce nu face asta? Eu cred că acum discutăm despre lucruri care depășesc. Nu depășesc. Care depășesc un parlamentar. Eu cred că trebuie să vedem care a fost scopul deplasării președintelui, unde s-a deplasat și cu ce s-a întors de acolo. Da, da, trebuie să... Eu vă dau doar un exemplu. Când s-a dus la Bruxelles și s-a întors cu 80 de miliarde de euro pentru România. Și unde-s banii? Și nu cred că atunci... Cum unde-s banii? Banii sunt în proiectele care sunt în derulare, în PNRR și în alte... Uite, că vorbeam de Institutul asta. Inimii. Din PNRR, din negocierile președintelui Iohannis. De acolo vin banii respectivi. Dar dacă nu negocia la sânge atunci, și nu trebuie să dai cont ce ai făcut ca șef al statului? Ba da, nu știu acum care... De ce să ții secret? Nu cred că ține secret. Ba da, ține și minte. Minte că l-au prins prin Africa și l-a întrebat un reporter de la Libertatea, domnule, cu bani. Dau ordine și se va răspunde. A dat ordine, nu s-a răspuns. Adică s-a spus suma... Dar nu s-a spus pe ce. Cât ai dat pe avionul ăla, pe ăla, pe ăla. Când mai în avioane stă cu nevastă asta și face curse pe la Sibiu ca să o ia pe ea în deplasări. Dar zic că fiind președintele României, trebuie să aibă, să beneficieze de o protecție totul sporită. Adică nu te poți duce cu... Dar trebuie să iei o pungă de aer de la Sibiu ca să te poți duce în Africa după aia? Adică te poți duce la București direct, că tot ești la Cotroceni. Dar sper să vorbim despre asta. Îmi pare rău că n-am deschis subiectul mai devreme, că îmi place că te-ai aprins. Nu m-am aprins, dar este președintele meu și nu pot să vorbesc e și președintele meu, urât despre președintele meu. Eu cred că pentru România a făcut foarte multe lucruri bune și încă va mai face, pentru că anul acesta încă nu s-a terminat și încă este... Da, și dacă începe războiul, s-ar putea să prelungească, să rămânem toți pe poziții, spunem așa, inclusiv șeful statului. Inclusiv faptul că stăm liniștiți și nu ne facem griji că, nu știu, trec rușii granița și ajung în România, îi se datorează președintelui Iohannis. Știu, păi s-a dus și a vorbit cu Putin într-o zi și a zis, bă, vezi cât de mare? Și ăla s-a liniștit, în fine. Revenind la oile noastre, ne vedem vinerea viitoare, dacă scăpăm cu viață, dacă nu e niciun război, vreo pandemie și așa mai departe. Mulțumesc! Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și vin și cu alte ocazii, dacă abia aștept. Vă invita. Abia aștept. Mai ales în campania electorală, că atunci se vine și pe factură. La revedere!